În localitatea Poenarii de Mușcel, de la intrarea stării de urgență și până în prezent, au fost 23 de persoane izolate la domiciliu. Cu trecerea timpului, majoritatea au ieșit din izolare, rămânând astfel doar două persoane. Am avut în izolare la domiciliu 23 de persoane. Au ieșit din izolare. Mai avem rămași două persoane. Ceilalți s-au declarat sănătoși, adică nu am avut probleme, au trecut perioada de 14 zile. În carantină să înțeleg că nu aveți nicio persoană? Nu avem niciunul în carantină la ora actuală. Mai avem câțiva șoferi care au venit, dar aceștia au un regim special și nu sunt. Ei stau acasă, în momentul când l-a sunat patronul, s-a îmbrăcat și a plecat. Deci, în tot cazul, și acasă stă izolat, nu are contact cu familia. Persoanele care au fost și care au rămas în izolare la domiciliu au fost controlate periodic de către autoritățile locale să vadă dacă acestea respectă măsurile impuse. Persoanele care au fost izolate, că nu mai avem decât două la ora actuală, au fost vizitate periodic, nu chiar zilnic, la două zile, inopinant, adică n-am stabilit o oră când ne ducem la dumnealor ca să-i controlăm așa să nu știe când ne ducem. Și a fost tot în regulă, n-a părăsit niciunul izolarea. La ora actuală mai avem două persoane care sunt oameni serioși și rămân și văd treaba lor.